Bun găsit, dragi telespectatori! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde. Așa cum deja v-am obișnuit, o avem invitat permanent pe doamna dr. Monica Spânu. Mă bucur mult să vă revăd! Monica, am tot vorbit despre cei mari. Povestim puțin și despre remediile pe care le ai pentru cei mici. Cu mult drag! Remediile problemelor care apar, remedii pentru problemele care apar la copii. Da, produse din plante, care ne sunt nouă foarte dragi pentru copii, produse din gemoterapice. Vă reamintesc, gemoterapia folosește acele părți de plantă aflată în fază de creștere, adică muguri, muguri și mlădițe. Este o terapie foarte eficientă pentru că în același timp vindecă, curăță, detoxifică și regenerează organismul. Deci foarte multe lucruri făcute de o singură plântuță. Minunat. Am văzut că pediatrii obișnuiesc mai nou să recomandă fel de fel de suplimente fără a face analize medicale în prealabil. O fi bine, o fi rău, lăsăm la latitudinea lor să se gândească și să cugete. Depinde. De exemplu, vitaminele și mineralele în exces nu fac întotdeauna bine. Da, mai bine dăm o plantă, un mugure de plantă care are această acțiune de regenerare, de detoxifiere și de susținere a creșterii și atunci nu este neapărat nevoie de o analiză de laborator. Exact, pentru că planta știe exact unde să lucreze. Exact, știe să moduleze, știe să echilibreze ceva ce este dereglat în organism. Și cum vorbeam la începutul emisiunii, apropo de plante, pentru a stimula imunitatea copilului, asta ne interesează cel mai tare, există planta numită echinacea, regina plantelor care de stimularea imunității și nu trebuie neapărat să facem analize pentru a recomanda în profilaxie și în tratament produse cu echinacea. Perfect. Văd că tu ai venit pregătită ca de obicei. Cu produse, da. Pentru creșterea imunității, da? Pentru prevenție sau profilaxie, care este termenul medical, la copii recomand produsul imunorezistant junior. Conține în principal echinacea. Această plantă este produsă din cultură ecologică și este obținută ca suc presat la rece, deci compușii activi sunt în cantitate și de calitate maximă. Pe lângă echinacea mai există câteva extracte gemoterapice din plante și toate împreună asigură o creștere a imunității copilului, astfel încât să facă față la agenții patogeni cu care se va întâlni la un moment dat. Tot ce înseamnă profilaxie se dă discontinu dacă are echinacea. Aceea 4 zile da, 4 zile pauză, 4 zile din nou, așa cum scrie în prospect, nu se dă în continuu pentru că nu este necesar și cea mai bună stimulare a organismului o faci cu mici pauze ca să dai răgaz imunității să învețe ceva. În caz că, bine de știut. Da, multă persoană spune că este mai ușor să iei 2 săptămâni și gata. Ei bine, vă rog să respectați ceea ce scrie în prospect și să luați cu pauze. De asemenea, tot ce are echinacea nu se dă în preajma vaccinărilor 2 săptămâni înainte și 1 lună după, ca să nu stimulăm mult prea tare imunitatea. Bine de știut din nou. Exact. Deci, acesta este produsul imunorezistant. Da? Produsul Imunogrip Junior îl dăm în prevenție și seamănă la cutie, dar nu este același lucru. Imunorezistant Junior îl folosim când copilul deja a răcit. De la primele simptome de răceală sau gripă, febră, tuse, stare generală alterată, da, atunci dăm produsul imunorezistant. Este bine să îl avem în casă și întocmai de la primele semne putem să îl administrăm. Practic, acesta este un tandem foarte interesant. Exact, prevenție și tratament se poate administra de la un an până la orice vârstă, dar de la 7 ani există produsele pentru adult, da, imunogrip și imunorezistant forte. Dacă copilul preferă în continuare, acesta se poate da în continuare, deoarece are gust bun, îl acceptă foarte bine copiii și asta este foarte important pentru noi. Și nici nu au un conținut ridicat de zahăr, așa exact, cum suntem exact obișnuiți. Da, se poate da și la copii diabetici, având grijă de aportul de hidrocarbonați pe care îl aduce, dar se poate folosi și în acest caz. Imunorezistant și imunogrip și văd că ai și vitaminul. Povestește-ne întâi puțin despre el, te rog. Vitaminul este tot un suc, tot un produs sub formă lichidă, care se adresează îndeoseb copiilor care au, să spunem, tulburări de creștere. Nu cresc suficient de repede, mă rog, în limite normale, rămân cu creșterea în urmă, au probleme osoase, probleme dentare, au anemie. Aceasta se poate întâmpla din mai multe motive, inclusiv pentru faptul că au răcit foarte mult, au avut multe probleme infecțioase, nu numai respiratorii, și după aceste impacte repetate negative, organismul
și-a încetat creșterea. Da, sau pentru că au pur și simplu o creștere mai lentă sau pentru că au deficite de minerale, de vitamine, atunci este bine să administrăm acest sirop care este foarte complex, cu gemoterapice, cu diferite săruri, cu extracte de plante, deci aduce un aport de vitamine, de minerale și este foarte util pentru a stimula creșterea. Și foarte important, nu avem nevoie de analize care să ne spună acolo unde sunt carențele, pentru că siropelul știe exact unde să acționeze. Da, analizele mai mult de atât, dacă le facem, ne arată diferențele dinainte de tratament și după 2-3 luni de tratament cu vitamin, cum se echilibrează foarte frumos deficitele care există în organism. Cât timp se administrează vitaminul? Minim o lună de zile, în cure care se pot repeta. Facem o lună pauză, se administrează din nou o lună. Se poate asocia și cu alte preparate dacă într-adevăr este nevoie. Da, de exemplu, dacă am făcut o infecție respiratorie, pot să asociez un poligema 3 tuse sau un poligema 4 sinusuri, despre care am mai vorbit, ca să facă, să aibă un efect sinergic împreună. Vedem pe stradă, prin grădinițe, tot mai mulți copilași care au demineralizări pe dințișori. Știu că aveți o soluție, da, și un ajutor și pentru această, da, problemă. Specific pentru oase și dinți este extractul din mugur de brad, care se regăsește în vitanemin, dar există și ca atare extract din mugur de brad. Cutia mai mare este cutia clasică, din care folosim o anumită doză, în general 1 ml la copil, dar există și sub formă concentrată. De ce am făcut și aceste forme concentrate? Pentru că doza administrată este mai mică, în loc de 20-25 de picături, administrăm 3 picături și are atunci și mai puțin alcool. Extractele gemoterapice sunt extracte hidrogliceroalcoolice, deci au o doză mică de alcool, care de multe ori le sperie pe mămici. Ei bine, produsele concentrate, fie că sunt brad, coacă, smăcești, produse pe care copiii le folosesc foarte mult, sub această formă concentrată folosim doar câteva picături, 2-3 picături puse în puțină apă și atunci și doza de alcool este mult, mult mai mică. Practic, această asociere coacă, smăcești și brad este schema clasică de creștere a imunității copilului pe care o foloseam când nu existau produsele din gama Polygema. Dăm coacăs dimineață, măcești la prânz, brad seara, una, două, chiar trei luni consecutiv, pentru a scoate copilul dintr-un impas. Fie că nu crește suficient, fie că răcește frecvent, fie că vrem să îl întărim pur și simplu puțin, atunci această asociere, țineți-o minte și folosiți-o, se pot folosi de la 2 ani de zile fără probleme. Dacă medicul cunoaște copilul, cu acordul medicului se poate da și sub această vârstă. Important, gemoterapicele să le punem în puțină apă, da? Dacă reușim să ne jucăm cu copilul, îl învățăm să țină puțin în gură și după aceea să înghită acea cantitate de lichid. Dacă putem, o dăm la puțină distanță de mâncare, 10-15 minute înainte sau după, pentru a avea o absorpție mai bună. De fapt, vreau să te rog, dacă poți să ne vorbești pe rând despre fiecare dintre componentele acestui trio de aur. Drag. Coacăzul este un antialergic și un antiinflamator foarte important. Practic are efect de cortizon, fără a avea efectele secundare ale acestuia. Măceșul merge pe orice înseamnă infecție, inflamație localizată undeva. Deci dacă am angine repetate, măceșul va merge foarte bine. Otite repetate, da, care la copil sunt destul de importante și de severe și de neplăcute, de asemenea măceșul merge foarte bine. Cele două sunt sinergice, coacăzul și măceșul, de aceea se dau de foarte multe ori împreună. Iar bradul, despre care cred că în prima emisiune am vorbit, este nelipsit în tratamentul copilului, este nelipsit pentru a întreține sănătatea copilului, pentru că dacă vrem să crească înalt ca bradul, sănătos și puternic, are nevoie de această formulă de vitamine și minerale pe care o aduce mugurele de brad. Este important să le dăm în această ordine? Coacăzul în general se dă dimineața, tocmai pentru că are acest efect cortizon-like, care are secreție maximă între orele 8 și 10 dimineața, deci coacăzul în general îl dăm dimineața. Da? Celelalte, măceșul și bradul, la prânz, seara, uneori mama uită și le dă pe toate trei seara, important este să le ia și să se obișnuiască cu o anumită ordine a lor.
Am văzut că voi ați scos o broșură, Întreținerea sănătății copilului cu produse naturale plant extract. O să te rog frumos să ne spui ce produse sunt nominalizate în broșurica asta. În principal, cele despre care am vorbit sunt produsele tipice folosite pentru copil. Găsiți mai multe informații pe înțelesul mămicilor, tăticilor, bunicilor, în general la magazinele naturiste. Găsiți aceste colecții mini-ghid care ne învață că și noi, pacienții, trebuie să fim implicați în a ne menține starea de sănătate. Medicul nu ne poate vindeca singur, dar pacientul trebuie să se implice activ în a se cunoaște foarte bine, în a stabili niște reguli și a urma corect tratamentul. Deci avem o responsabilitate și ca medici și ca pacienți. Și avem o responsabilitate, aceea de a merge la medic în momentul în care sesizăm o problemă de sănătate. Mai ales care nu trece sau care se agravează, atunci nu ne tratăm singuri, ci apelăm la ajutor calificat. Și dacă medicul spune asta, trebuie să ascultăm. Monica, îți mulțumesc foarte mult! Cu mult drag și multă sănătate! Ne revedem sănătoși!